acea structură. Apropo de proiecte, Mihai, cum îl cheamă pe bulgar? Ivailo Petev sau cum? Ivailo Petev. Petev, da. Antrenorul care mâine va fi prezentat ca noul tehnician al Universității Craiova. Din ce am înțeles, există posibilitatea să fie și Mihai Rotaru la conferința de presă de mâine pentru a-i da girul și mai puternic în fața tuturor și a arăta că vrea un proiect pe termen lung. Cumva l-ai antrenat? Mi-a fost jucător în 2000 când eram antrenor la Litex. Am o relație foarte bună cu el. Ultima oară ne-am văzut față în față la România, dacă nu greșesc, m-am văzut de mai multe ori cu el. La meciul Bosnia cu noi, ne-am bătut Bosnia, era antrenorul Bosniei. Și am fost după meci, am stat de vorbă și înainte și după meci am stat de vorbă cu el. Un băiat foarte serios, un fotbalist foarte bun a fost. Eu îl foloseam în partea stângă, era un jucător de bandă stângă. Ce juca? Care era postul lui? Mijlocaș? Mijlocaș, funda stânga, a jucat foarte bine și mijlocaș și funda stânga în sistemul care îl jucam eu atunci. Și un băiat care, după ce s-a lăsat de fotbal, a preluat proiectul Dogoreț și l-a dus până în Liga Campionilor. După aia fă-ne un portret al lui. Nu că neapărat ca jucător. Un tip foarte serios, e un tip interiorizat, nu este extrem de expansiv. Da. Un băiat deștept. Țin minte că acum vreo 3 ani, 4 ani mi-a dat telefon, sau poate fie, nu știu, poate 5. Mi-a dat telefon din Cipru, era antrenor la El Limassol și era cu foștii mei conducători, că eu acolo am fost de 2 ori antrenor pe la El Limassol. Da. Și era antrenor acolo, erau foarte mulțumiți și prioții ce mi-au zis. Și în Cipru e greu să mulțumești lumea. E o viață tumultoasă, mai tumultoasă decât la noi în zona antrenoratului în Cipru. După aia am avut plăcerea să mă întâlnesc cu el în Bosnia. Știu că mai vorbit cu el când era antrenor la Naționala Bulgariei. Da? Da, parcă da. Și am rămas foarte surprins când am văzut cum au ajuns la el cei de la Craiova, dar eu cred că e o alegere foarte bună. O alegere foarte bună, pentru că pe unde a fost, a făcut treabă. Pe unde a fost, a făcut treabă. Este foarte intransigent, însă, să știți. Un tip intransigent, așa, din punct de vedere al hotărârilor pe care le ia. Rest, ce pot să spun? Băi, bun, o să vorbesc cu el diseară, așa a rămas, am vorbit ieri. Crezi că poate să redreseze corabia? Păi de ce nu? Bineînțeles că m-a întrebat, i-am zis, domnule, ai niște jucători buni, talentați, care poți să-i modelezi după chipul și asemănarea ta. Acum depinde cum se va acomoda el la Craiova, pentru că oricum e un șoc pentru un... Eu cred că este primul antrenor bulgar în România. Așa cum eu am fost primul antrenor român în Bulgaria. E inteligent? Da, un da, da. Adică e de calibru, eu asta de fapt întreb. Da. Păi, stai puțin. Aduți aminte, în Liga Națiunilor, parcă am fost da, cu el, a câștigat nu? grupa. A câștigat grupa. Bosnia. Cum să judec? Să-l judec după cum vorbește sau după rezultat? În viața antrenorilor, de multe ori facem greșeala asta. Au fost antrenori de succes care poate nu au fost cei mai buni oratori, cei mai buni comunicatori. Și trebuie să ținem cont și de treaba asta. Până la urmă, imaginea unui antrenor este dată de rezultatele lui. Nu-i pălăria prea mare Craiova pentru el, Universitatea Craiova? Păi stai puțin. Antrenor de echipe naționale, antrenor de Liga Campionilor, e pălărie mare? De câte ori a fost Universitatea Craiova în Liga Campionilor? Dacă aș vrea să fiu răutăcios, aș pune întrebarea asta. Ludogoreț a fost în Liga Campionilor. Cu el. Promovați din Divizia B. Parcă de în ce a început proiectul? S-a dus B, A și pe urmă în Liga Campionilor. Acum, știi cum e? Acomodarea la Craiova nu e un lucru ușor. E o lume care... Și pentru orice alt antrenor din România care se duce acolo, din altă parte, este destul de dificil. Și de fapt s-a văzut de-a lungul timpului treaba asta. Cine a câștigat campionatul cu Universitatea Craiova? Cârțu? Deci, un localnic? Nu, ultima oară, 92, Adi, parcă nu. Da, dar nu era la Steaua pe vremea. Eram la Electro. Erai la Electro. 92 a câștigat Cârțu și de atunci ce s-a mai întâmplat vreodată să câștige Craiova campionatul?
Nu, și când au fost înainte, bine, acum mergem în anii când jucam eu, anii 80, când câștigau campionatul, ce ți-vă aminte despre antrenorii care erau acolo? Erau dai lor. N-a fost un antrenor din București să zici că a venit și a făcut... Deci, scuză-mi exprimarea, cam sculă de antrenor, așa? Da, da. Cam sculă de antrenor, da, Mihai? Da, și cred că de ce se pliază la, la fotbalul Craiova? Este un antrenor ofensiv, din toate informațiile care le am, este un antrenor care mizează foarte mult pe ofensivă. Paradoxal, știi? Paradoxal. Eu l-am avut și să plia, eu la Bulgaria am jucat un 3-4-3 foarte ofensiv atunci la, la Lovești. Pierdeam și câștigam meciuri cu, pierdeam greu și câștigam meciuri cu 6-0, 4-0, dădeam foarte multe goluri. Bine, aveam și calitate bună la jucători, inclusiv el. Aveam jucători extrem de importanti, era unul Iovov care era al doilea după Berbatov în... în vremea respectivă, mă rog, aveam și de alte naționalități foarte bun. Și atunci puteai să te orientezi către un stil ofensiv. La Craiova, nu cred că merge un stil defensiv. Părerea deci mea. El e mânușa pentru asta, nu? Eu așa cred. El e mânușa că e ofensiv, eu așa nu? Cred, eu așa cred. Nu, nu merge. Că... la Craiova nu merge. Ca da. Și la Rapid. Nu poți te aperi. Că te ia, te lasă te ia galeria. Nu te lasă, nu te lasă da.